În continuare, vreau să rog pe toți cei care stați în picioare să ocupați locuri în sală, pentru că mai avem câteva locuri, să vă dați telefoanele pe silențios și mă bucur că toată lumea este atentă. Semn că vă place și că acest început al micului nostru concert, să spun așa, a fost cu dreptul. Înainte de a trece la numărul următor, vreau să o invit alături de mine pe doamna directoare Daniela Bârzu, pentru că un anunț și are de oferit două premii importante pentru atât pentru noi, cât și, bineînțeles, pentru colegii. Mulțumesc, Andrei! Felicit și eu Orchestra Concertino, Corul Armonia, pe cei doi domni profesori, Ionuț Bâlcu și Marius Flavu Panamite. De asemenea, pe tânărul dirijor, Justin Cădin, și profit de ocazie pentru a vă spune că astăzi Radio România Actualități au venit și mi-au luat un interviu mie și câtorva copii și unei doamne profesoare. Pe mine m-au întrebat ce înseamnă Colegiul Național de Artă George Apostu. Păi ce înseamnă Colegiul Național de Artă George Apostu? Înseamnă, în primul rând, viață. Înseamnă suflet, înseamnă dăruire, înseamnă muncă, talent, performanță. Și toate acestea oferite cu multă dragoste de către profesorii noștri, de către copii, de către părinți, pentru că dumneavoastră, dragi părinți, sunteți foarte importanți. Fără dumneavoastră, acești copii nu ar avea susținerea necesară pentru a face performanță, pentru a se pregăti în acest liceu. Am o deosebită plăcere să ofer niște premii pe care Asociația Betania, respectiv domnul Andrei Maut, le oferă din tot sufletul celor două eleve care au fost premiate anul trecut la un concurs internațional de pian, Concours Musical de France, cele două eleve fiind Emma Gherganu, din clasa a treia, și Felicita Moise, fetițe care au fost pregătite anul trecut de doamna profesoară, domnișoara profesoară, Laura Crăciun. Aici, pe mine, invit alături de mine, pentru a-și ridica premiile. Fiecare premiu este în valoare de 500 de lei, repet, oferit de domnul Andrei Maut, președinte al Asociației Betania. Mulțumesc!